Da, și cetățean și inculpații au dreptul la apărare și în virtutea acestui drept noi ca avocați încercăm să le facem apărare în raport de dispozițiile legale care sunt în vigoare. Evident că acolo unde faptele există și sunt dovedite, nu se pune problema ca aceștia să fie achitați, să fie considerați nevinovați. De aceea, deci ei sunt înviniți, marea majoritate, pentru înșelăciune, fals și uz de fals, pentru că au obținut pensii în mod nedrept, fără a avea anii necesari pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă. Marea majoritate a inculpaților au recunoscut și au regretat faptele comise, au și început să plătească, să respite de fapt sumele pe care le-au încasat necuvenit plus penalitățile de întârziere. De aceea ei vor uza marea majoritate de prevederile articolului 325.1 din Codul de Procedură Penală, și anume să recunoască faptele așa cum ele sunt deschise în rechizitorul parchetului, respectiv adicotului, pentru că adicotul a instrumentat acest dosar extrem de voluminos și care de fapt nu pare a fi terminat, că mai sunt și alte cazuri dijunse. Cum au motivat? Și recunoscând faptele, vor putea beneficia de o reducere cu o treime a limitelor pedepsei, iar uneori chiar și de circunstanțe atenuante, și solicitarea lor ar fi să li se dea o pedeapsă cu suspendarea condiționată a executării acesteia și, bineînțeles, cu angajamentul de a restitui toate sumele încasate necuvenit. Justificarea faptelor lor ar fi aceea că s-au îndemnat unii de la alții, pentru că în zona aceasta, marea majoritate a inculpaților sunt în zona Arieșeni-Gârda, în acea zonă a fost o exploatare minieră, unii au mai lucrat la acea exploatare minieră și, profitând de faptul că unii au obținut pensie, s-au îndemnat unii de la alții și s-a ajuns la acest număr mare de inculpați care au beneficiat de această